Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Unde credeți că plecăm? Plecăm în Olanda. Ce chef am să ies iar în afară. Doar că mi-e puțin frică pentru că zilele astea am fost puțin bolnăvioară, să zic așa, cu rinichi. Am avut o infecție foarte mare la rinichi, dar acum sunt mai bine. Bine, încă iau tratament pe 12-15 zile. Și mi-e puțin frică să nu răcesc, pentru că mie mereu mi se întâmplă când ies în afară, răcesc. Dar sper să nu. Aici avem și mașinuța, o să pun lucrurile în mașină, pentru că e full mașina de cumpărături. Păi da, full mașina de cumpărături. Nu am făcut nici chiar atâta. Nu? Nu. Stai, nu pot deschide? Nu. Pentru că e închisă. Dacă nu-mi deschizi? Deci, nu, nu-mi cumpăra multe. Așa, două pungi așa de toate amestecate. Trei pungi. Oh, și de asta de mirosit. Da. Hai că o să le arăt în camion ce am cumpărat. Da. Gențele de cu haine. Și hai, putem pleca. Să vă arăt unde am lăsat camionul, deoarece e cu temperatură. Nu l-am parcat acolo în parcarea noastră, pentru că nu am vrut să-l deranjăm pe vecinul. Așa că am zis să îl parcăm aici, pentru că merge frigul. Dar uitați cum l-a parcat. Deci l-a parcat așa ca să nu facă ecou zgomotul. Dacă vezi, nu se aude atât de tare. Nu se aude, da, chiar atât de tare. Hai să luăm cu împărăturile. Eu mă duc în camion și da, mi le dai tu, da? Da, ia cheile. Hai, încep eu, da? Da. Perfect. E clar. E clar. Nu te uita că a lăsat desordinea seara. Ai lăsat un pic dezordine, da? N-are nimic. N-am avut că ți-e aranjezi. Nu, e chiar nici dezordine. Mi-a zis că nu a cumpărat multe, nu? Deci astea e tot ce a cumpărat. Pâine, suc, aici avem paste, boloneze, carbonara, brânzeturi. Juan e nebunit după brânzeturi. Mamă, câte tipuri de brânză. Și-a cumpărat, ferească. Aici a cumpărat ceva produse de curățenie. Aici avem prosopele, banane. Mi-a cumpărat apă. Da. Red Bull-ul ăla pentru cine l-ai cumpărat? Pentru tine. Am zis că eu nu mai beau. Ah, mai atunci pentru mine. Aici avem salamuri. Mamă, cât... ai zis că n-ai cumpărat multe. Am cumpărat multe. Nu știu, nu m-am dat seama de cât am cumpărat. Mișcă. M-am dus așa cu grabă și... Stai că avem etichetă aici. Unde-i? Unde e etichetă? Aici. Hai să văd eu cât ai stricat tu. Cum? Să văd cât ai stricat. 114. E foarte scump toate. Sunt toate scumpe, adevărat. Orice cumperi, e foarte scump. Plecăm, da? Le aranjăm și plecăm. Da. Hai. Băgăm cardurile, cum am zis, o să încep eu. Pentru că mereu îmi place să încep eu. Trebuie să ne oprim să alimentăm, că nu am alimentat. Nici aseară, nici alaltă seară când m-am dus să fac să încep turul la cumnatul. Da. Am vrut să alimentez, dar am uitat și am trecut de pe cursi și am zis, nu, când pornim iar în cursă, alimentez. N-are nimic, alimentăm acum, dar te da. De la Andamur, aici, în aproape. Aici. Da. Vreau să-l dau și un jet la jetoane, la camion? Da, pentru că e murdar. E murdar, e miserabil. Nu știu pe unde e un plac cu el la seară, pentru că seara a fost doar fan să facă încărcările. Suntem încărcați cu... Avem ardei, castraveți, vinete, vânete, da. Dar vânete avem numai două palete acolo în fața de tot. Mamă, ce aș mânca niște vinete așa cu maioneză. Și cu roșii. Acum nu-mi faci pofta, că nu mi-e foame. Dar zici că aș mânca și niște castraveți așa cu sare doar. Nu-mi faci pofta, că nu mi-e foame. Nu? Nu. Mi-e pofta. Hai, dăm începere program.
Andalusia, perfect. Îmi tremură un pic, am băut cafea așa mai tare, îmi tremură un pic. Și cum am fost tot pe fugă? Me crezi? Am zis de lucru, încă, că trebuie să arângești toate alea. Nu le-am aranjat pentru că n-am mai stat, că ne grăbim. Păi da, trebuie să pornim oricum, Andamurul e aici aproape. Noi ies în strada, da, nu? Da, da, da. Că aici pe nisip nu frere roțile. Da. Cauciucurile. Păi da, urmele. Ce urme uriașe. Ei, mama, da, urme. Aia zic. Ei, mama, acum da, acum se simte termochin, a? Se simte termochin, cred că se și aude pe filmare. Da, da, da. Dar parcă nu, termochinul ăsta nostru nu e atât de zgomotos. Nu? E foarte silențios. Nici nu știu dacă se aude pe filmare, că eu abia l-aud. Eu cred că se aude. Dar și greutate, că avem 20 de tone în cap. Se aude și motorul cu tone. Aha. Că avem greutate. Da, păi 20 de tone, da. Fix. Exact. Că nu știu cum o nimerită asta de la firma se încarce 20 de tone exacte. Zici că le-a cântărit. Mai rar așa. Mai rar așa ceva. Sì, ne oprim la spalatorie, se'l dau un picco getone. Se'l spalà un puțin. E super murdar, nu știu. Da. Și cauciucurile... Toate. Dar cum am umblat și noi, că am mers până în Bilbao săptămâna trecută. Și... acolo? Da. Și a fost așa, ploua cu nisip, era... Nu știu. Drumul era murdar. Da. Aici liber. Acolo e liber. Stopul nu-l mai facem, dar e supărare. Păi la ce dacă vedem că e liber? Da. Și asta e spalatoria care ne place noi mult, că se spală foarte bine. Da, e un camion. Oare mai are mult? Apoi eu știu. Deschide-te bine și că normal e spălat deja. Hai că aștept aici. Da. Hai, mai bag o fișă, colegul. Așteptăm puțin. Da. Între timp ce Juan spală camionul, am zis că eu fac puțină curățenie înăuntru. Așa că m-am apucat, am șters pe jos. Așa și mă apuc acum de bord. Mamă, că e un musc aici. Am lăsat geamul deschis. Mă apuc puțin de interior. Ajungem la parcare să ne schimbăm, pentru că mie mi s-a terminat orele de condus. Bine, mai aveam 53 de minute, dar ne schimbăm. Da, deci ne schimbăm. Păi da. N-am fost pregătit. Nu? Nu. De ce ai crezut? Nu știu, că nu prind numai așa, se facem un pipi și se mai mergem. Nu. La ce? Nu știu. N-am fost pregătit pentru asta. Că nu, m-am pus aici în pat, am stat de ore și cred că m-am țipit. Acolo trebuia să te duci, acolo jos. Unde? Acolo jos. De ce? Pentru că acolo e. Acolo e? E. Dar stai și dragă... Da. Dubiță? Hola, colegul! Bă, Dubiță, mamă, ce modubită e! Par un pom de Crăciun! Mă parchez oare... Aici, în spate, la autobusul. Uh-huh. Că da-mă fugă repede. Da. Perfect. Haide. Am venit din Peco.
Ce faci? Schimb cardurile? Da. Ne-am cumpărat și câte o cafeluță. Juan și-a luat un Expreso? Expreso. Trebuie să filmez așa. Lasă-l. Bine, să se vadă cât de negru e și urât. Iar eu mi-am luat negru și urât. Iar eu mi-am luat un cortado. Cafea cu lapte. Cortado. Și un bonti. N-am mai mâncat de mult bonti, chiar am zis că mi-e dor. Ultimele dăți nu mă știu că s-a mâncat. Deci bonti n-am mai mâncat de mult. Bonti n-ai mai mâncat de când facea în Suedia? Că te cumpăram pungulițele din alea cu... Nu, da, bine. Cu ciocolați, cu multe ciocolați din alea micuțe. Da, da, de atunci am mai mâncat. Nu ai mai mâncat. Cum nu? Nu. Nu. Dar zic eu că tu nu mai ai mâncat. Bine. Îmi zice el, frate, ce am mai mâncat și ce nu. Păi normal. Normal. L-am scris acolo, într-un caiet. Da. Ce? Mă, cam dare capul așa. Nu știu de ce. S-au încărcat? Da, putem pleca. Da. Hai, dă-i blană. Dar eu nu știu cum se murdărește atâta camionul. Nu știu. De exemplu, acum îl avem foarte, foarte curat. Îmi pare rău că nu mi-am luat telefonul cu mine când am mers la baie. Acum să vi-l arăt cum, ce frumos strălucește. Cât de curat e, că l-am spălat. Normal, se te duce așa pe drum. Ei, aia a făcut pană. E făcut avarța, roada. Nu știu eu că s-o așa, mă. Șoferul. Nu știu. Colegul vrea să se parcheze. Dar este loc? Cred că da, are loc acolo. Știe el ce știe. Claro. Dar noi până în Olanda... Avem încă de pedalat. Avem. Suntem numai până la Valencia. Da. Mare e Spania asta, sincer. Dar gata frase, e mare și frumoasă. Adevărat. M-am urcat eu la volan, dar cum m-am urcat la volan, i-am zis, nu știu, zici că, nu știu ce, cu mine, fiind ești dreapta, ești bișnuită? Fiind dreapta, n-am avut timp să mănânc. M-am pus la volan, mi s-a făcut foame. Bine, mă, ironic vorbim că n-am avut timp, adică am avut tot timpul din lume să mănânc, dar nu mi s-a făcut foame în dreapta, numai aici. Știu. Așa că mi-a încălzit. Mai bine să nu zic nimic. Mi-a încălzit iubitul meu aici niște paste boloneze cu brânzică deasupra. Mamă. În român ai pene, în spaniol ai macarone. Nu? Aia nu sunt pene. Ba da. Pene, da. Așa știu eu. Da. Că am auzit pe sora ta, pe Adriana și pe Raluca. Dacă am fric, trebuie să le mai lăsăm, da, și să se lășească. L-am încălzit. Bine. Le-ai încălzit bine? Da, da, da. Adică imediat intrăm. Îi suflu? Nu. Și se răcească? Nu, se răcesc ele. Da? Imediat intrăm pe național. Prima dată legam pe 15-le, că am venit prin zona asta, că am auzit că prin zona de Girona e greva. Da, mi-a zis cineva că e închis la șofer. Da. Și atunci, nu, eu m-am uitat pe harta și am văzut că pe aici, prin zona de Irun, e deschis. Atunci, de la Valencia am luat așa stingă, se venim către Zaragoza și de Zaragoza la Pamplona. Era pe acolo. Sì. Și mă gândeam eu. Nu are nimic. Tu ai venit tot drept. Eu am venit tot drept. Da, acum, că sigur trebuie să fii după rotunda, să te incorporezi iar la autostradă. Da, da. N-are nimic. Poate și asta s-a încurcat din fața mea, sau? Sigur. Georgi Transporte. Air Cargo Service. Asta e... asta e Strain. Asta nu e de aici.
Nu știu. Cred că nu, cred că ungur sau... Dar aici. Sigur și eu sunt curcatui. Da. Păi, sigur. Că nu te aștepți, știi? Vii așa distras și când... Da. Și deja e ultim. Da. Când vrei să dai seama și să te corectezi, e cam greu, că e și lucrări. Da, nu-ți mai dai seama. Nu. Na, se mai întâmplă, ce să zic? Repede. Da. Se vede că ieșim din Spania, nu? Da. Cu naționalele astea aici. Ești concentrată? Ești concentrată că no, numai curbe, plouă, știi? La picură de plouă afară. Da. Dar mie îmi place vremea asta. Câte grade sunt? 7. Măi, să știi că e cald. 15, dar în spate... 15? Da. Păi să fii pe zona asta e cam mult. Da. Mă țin de scaun ca acum în casca gură. S-a crezut că m-a intrat o frunză din alea în gură. Înainte, în fiecare săptămână treceam pe aici. Păi da, și zici că mi-era așa familiarizat, știi? Adică... Da, cunoșteai fiecare curbă. Da, dar acum nu mai știu nimic. Aha. Păi da, că de mult nu am mai trecut așa... Da, oricum, mie adevărul îmi place naționalul ăsta. Da, e ok. E un național bun. Nu mai au curbele astea și când plouă... Îmi place, cum am avut și incidentul ăla, nu știu. Aha. Încet că e următoarea ieșire. Păi, fața lungă, să vedem? Da. Asta e? Da. Mergem la Peco să alimentăm. Da. La ce Peco mergem? La Petru Miralles. Drept. Se pare că bine sau bine și pe banda mea? Da, bine și pe banda ta. Au vrut să mergi să amândoi pe aceleași bandă. Nu vede că... Sunt un pic mai egoistă, eu vreau banda mea. Nu vrei să... Nu vreau să împart. Nu vrei să împart cu nimeni? Să mă lase în pace. Eu sunt mai eu, uite ce călduroasă sunt. A, asta și nu știu ce e cu tine. Să nu mai zică nimeni că eu sunt friguroasă și sunt... Ce-i drept, am fost și bănavă. Acolo e, nu? Da. Acolo, la Petru Miralles. Aici veneam și cu Cabrera de alimentat. Aha. Mă, cum te-a lângă asta? Da, aici lângă asta. Aici. Un pic, mai du-te. Mai du-te în față. Așa. Mai du-te un pic. Încă un pic. Încă un pic. Încă? Da. Așa, ok. Și colegul de ce a rămas așa în spate? Nu știu, dar eu vreau să-l bag și un pic de blu, să mă ajungă furtun. Așa arată baia. Deci e foarte mare. Nu știu de ce e o baie atât de mare.
Eu sunt cu Maiul de la pijama. Așa sunt îmbrăcată și hai să mergem la camion. Aici avem camionul. Stai că aici la baia aceasta trebuie cerută cheia tot timpul. Iar acum mergem să alimentăm. Iar acum s-a urcat Juan la volan. Pornim din Peco, am terminat și de alimentat. Și la drum cu noi spre Olanda. Abia aștept să se facă dimineață, să nu mai filmăm așa noaptea, că nu prea se vede nici prea bine și suntem și așa mai morocănoși, cred. Adică depinde. Nu. Și că nu. Curba aici. Cam da. Eu încă stau cu parpalacul ăsta pe mine. Eu vreau să pun telefonul la cartea. Te ajut? Nu. Ai terminat, nu? Da. Bine. Cât mai avem de aici până la intrare în Franța? Puțin, nu știu. 20-30 de kilometri max. Uh-huh. Ok. După ce intrăm în Franța, cred că mă pun și eu să țăpesc așa un pic. Da. Ar fi ok. Să fiu fresh pe mâine, că mâine avem de descărcat, de... Mâine, nu? Nu, da? Mâine. Mâine descărcăm. Nu, mâine ne pune... De fapt, asta e deja miercuri, da, nu, normal, da, normal joi. Joi, asta ne pune la pauză. Da. Avem program până la... Stai, la cât am pornit? Acum m-ai prins bine. Nu știu, cred că la 3 am pornit. 3 jumate? Cam așa, da, 3 jumate, exact. Până la 12 jumate avem program mâine. Astăzi, bine. E bine. Da. E perfect. Aici sunt eu, m-am întins puțin în pătuc. Nu de alta, dar vreau să admir peisajul. Peisajul, stelele. Cam aceasta este priveliștea mea acum. Pe mine mă liniștește mult. Am dat luminile foarte, 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 foarte încet. Cel mai încet. Mi-am pus păturica albă pe mine. Albă și pufoasă. Și lasă-m nic. Tu cum ești, boss? Super. Da? I-am făcut și la Juan un sandwich. Acum am gătat-o? Acum a terminat. Am dovedit-o. Și cred că m-am gătat-o. Acum a terminat sandwich-ul de mâncat. Nu l-am mai filmat. Nu, no, că eu mănânc foarte urât. Nu mănânci urât, dar nu l-am mai filmat. Mănânci foarte frumos tu. Mai frumos ca și mine. Eu e adevărul. Ba da. Sandwich-ul l-am făcut cu salsa Cezar. Cedar. Cesar. Nu Cesar. Nu? Cedar. No. Cedar. Nu, no, așa. Nu mă știu, că mie nu prea îmi plac sosurile astea. Eu știu. Da, tu dacă nu știi, întreabă, că eu știu. Bine, cu sos... Cedar? Cedar. Cu
salam și cu brânzică deasupra. Da. Ți-a plăcut? Da. Foarte bun. Mă bucur, mai ales că ți l-am pregătit eu. Da. Bine, te quiero. Yo también. ¿Cómo me quieres? Mucho, mucho. Și eu. Dă-mi puțin mâna să pot să dorm. Bine, hai că-ți las mâna, că poate ți-o trebuie. No, dacă vrei, mi-l dau, te-l dau, ții. Nu. Am oprit să ne schimbăm, o să mă urc iară eu la volan, e ora 6 dimineața. Plouă tare. A, picura de ploi, acum picura numă. Bună dimineața! S-a făcut și lumină. Oh. S-a făcut și lumină când îmi termin programul. Mai am 19 minute maxim, dar o să mă opresc. Pentru că nu știu ce mai găsim. Da. Dacă mai găsim. Oricum, mai avem puțin program. De aici o să te ușutu. Da. Micariniu, ești pregătit? Da. Acum da. Ce fulii. Și dimineață, e la 9:30. Vrei să opresc aici? Da. Moment. Oprește aici. Ok. Schimb eu între timp cardurile, între timp ce te duci tu la baie? Bine, trebuie geacă. Gata, am revenit. Ne-am schimbat. Uite ce peisaj frumos, uite cât de frumos se vede și cerul. Are multe culori astăzi. Cum ești? Ești obosit? Nu. Vreau să zic că băile de aici din Franța sunt foarte curate. Chiar și, deci, băile din parcări. Nu mai zic cele din Peco, din gazolinera, din benzinării. Deci sunt foarte, foarte curate. În, nu știu, în Spania și în Spania în anumite, de fapt în parcări nu prea ai parcări. În Spania nu, puține, no. Aha. Care sunt parcări. Dar de exemplu în Germania care ei se laudă că mamă cât de curată e țara lor și nu știu ce, și băile lasă de dorit, jegoase în ultimul hal. Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc. Mai văd acolo sus că mai ai maxim 2 ore jumate, 2 ore 29 maxim. Și ne oprim la pauzică. Mi-e cam somn. Ce chef am? Să mă opresc la pauză? Și eu. Deși am băut cafeaua, să știi că și-a făcut efectul. Foarte bine am venit. Da? Da. Cum a fost și așa, de eu a avut capacul, știi, a stat așa călduță. Aha. Și-am băut așa încet. Am savurat-o. Nu am prins aglomerat. M-am mai băgat așa în depășiri, bam, 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 cum a fost încă... Pe în 10? Te băgat în deva zile? Da. Ei, ți-și place? Da, m-am asigurat înainte. Cât ți-ai asigurat?
că nu e poliție. Ne oprim acum în această parcare, în acest Peco, să vedem dacă găsim loc. Găsim loc de parcare. Da, uite, se vede acolo. Se văd? Da. Se văd multe ori. Bine, e și 11 dimineața. Ai, că deja nu mai e așa de vreme. Acum se găsește. E cald și bine. Bine, soare e. Asta îmi place de aici din Franța, că sunt multe becuri care are mașini de spălat. Exact, are... și pentru persoanele care nu ajung acasă, asta nu e valabil pentru noi, pentru persoanele care nu ajung acasă, care fac doar comunitate, e foarte util. O mașină de spălat. Mă duc acolo mai... Da. Uite aici un lac frumos. Nu vrei să vii să pescuiești? Nu. Dacă nu sunt rațele, înseamnă că nu sunt pește. Da? Da. N-am știut eu. Unde îți place? Aici. Aici îți place? Da, între prelați. Oh, nu te băgam între prelați, că noi suntem în frigul și ne jură ăștia de ne... Ne jură? Ne jură rău. Ia, uite, tu ce ar fi e becut. Să vedem dacă se lipește ceva de B8. Hai să aranjăm de somn. Am făcut cortinele. Am pregătit aici două banane. Una pentru tine, Cari, iar una pentru mine. Și sunt, sincer, sunt cam obosită, pentru că m-a prins dimineața la volan. Știu. Și e cam nasoală așa situația asta. Știu, eu când me prinde dimineața numai în afară de parc, nu vede altceva. Bine, nu, ți-am zis, mi-am revenit așa cu cafeaua, dar nu, acum am chef să mă pun, sincer. Las că ne Hai pun. Că mâncăm și somnic. Ne vedem când ne trezim. Bună dimineața! Bună dimineața, dar e 7:30 seara. Hai să ne grăbim un pic să mergem la baie, că e de pornit. Acum ne-am trezit și noi mergem până la baie aici un pic. Am luat și portofelul să vedem dacă ne mai cumpărăm ceva, să vedem ce mai găsim. Și plecăm la drum. Da. Cafeluța mi-o faci în camion? Da. Că dorea să dau o minută să-mi fac în camion. Bine, perfect, hai. Hai că avem ceva de mers. Nu, no, uite unde și-a oprit colegul. Vai, colegul, acum pe unde trecem? Pe sub... Pe sub camion? Pe sub remorcă. Hai să plecăm. Sí, am pregătit cafeluța. Si eu între timp ce am pregătit cafeluța, Iubi s-a aranjat, s-a rujat, s-a pletit perucă. Ne-am împletit puțin două șuvițe. Aia, două șuvițe. Ne-am prins părul, m-am machiat puțin, m-am aranjat, să nu fiu așa de palidă. Iar acum mi le aranjez aici toate, pentru că o să pornim la drum. Adică sertarul magic. Cu creme, cu loțiun, cu machiaje. Aici am medicamentele. Ai luat-o? Da, am luat. Sigur? Da. Bine. Aici am medicamentele. Vezi că cade. Când deschid ușa, știi că cade. Dau doi pumni, nu mai cade. Dar nu știu ce se face. Se pornim deja sau se mai face un pic de pausică? Că... Normal deja nu e și pausa. Dar stai că de la cartul 2 o sări pausa. Pornesc acum. Pornesc deja. Oh, e și pauza, pe cum așa? Păi da, că cum am schimbat cardul? Păi normal n-avea voie. O să duc. Hai să fac ultima repede. Acum m-am dat seama că o să arit pauza. Nu, păi plecam acum.
Că normal ajungem prea repede, ajungem undeva la 3, între 3 jumate și 4 dimineața. Și acolo deschide numai la 7. Dar normal n-avea voie să sară, nu știu ce să se păi întâmplă. Păi nici eu nu știu. Și eu fi dat cu eroare acolo. Mi s-a mai întâmplat. Da, se numai, da. Hai că fac repede cortina și perdeaua. Și plecăm. Da. Hai, ce fain te sta perul așa pe spate. Da? Da. Eu l-am împletit. Cum am avut o coadă așa împletită, aha, stă un pic ondulat. Gata, acum pornim, să avem drumuri bune. Dacă tu ne-a sărit pauza, ce-i de făcut? Păi plecăm. Să plecăm. Las că numai bine vine cineva și se parchează în locul nostru, că păi e full. Aici, e fix parcare înainte de Paris. Da. O oră înainte, aici e desastru cu parcarele. Da. Uite, e full, full, full. Ui, se parchează. Da, a intrat unul, cred că, nu? Da, cu capul în jos. A intrat. Aha. Nu, se parchează lumea cum poate pe aici, că noi sunt multe camioane și am vrut să zic că sunt puține parcări, dar nu, pe Franța chiar sunt bine parcări. Tot minte-n vezi parcarea. Chiar nu sunt puține, numai... Da, nu, sunt multe mici. Cum sunt multe camioane, că pe aici se circulă mult, mult, mult de tot. Dar și parcările, unele parcări sunt foarte mici, cu puține locuri, știi? Asta da, asta e rămâne. E foarte, foarte, foarte frig afară, 2 grade. E nebunie. Când am ieșit un pic afară, mă cam și înghețat. Adevărat? E bine că, uite, e liber. Păi da, că deja e 9 seara și acum prindem Parisul numai la ora bună. Da, super. Îi prindem la 10 seara. Ui, o rachetă. Parcă... Spune. Cred că am fost pe o idee amândoi, am vrut, da, să zicem. Ne oprim să ne schimbăm, dar nu știu că jumate scrie că e închisă. Jumate deschisă, să vedem. Hai să vedem. Ce găsim aici? Trebuie să ne schimbăm pentru că Juan mai are 26 de minute maxim. Da. Dar cred că e deschisă. Da, da, da. Deschisă. Hai să vedem ce găsim aici. Dar știi câte grade sunt? Câte? Acum au cad la un grad. Era minus 1 mai devreme. Du-te, mama, așa de... tot în față. Da. Hai că schimb rapid eu cardurile. Da. Perfect. Hai. Ești gata? Ești pregătită de mers la drum? Ai băgat cardurile? Da. No, păi când vrei putem pleca. Plecăm, da? Băi, dar tot Parisul a fost închis. Tot. Dezastru. Acum, așa e noapte aici la Paris, asta da. e rău. Am uitat eu ce înseamnă Paris noapte. Aha, să nu uiți să iau bigneta. Da. Dar tu cum te simți? Cum ești? Super fresh. Da? Da, chiar m-am odihnit super bine, super fresh. Am mâncat măr mai devreme. Mi-au dat vitamine. Vitamine? Da, vitamine, foarte bine. Foarte bine, mă simt sincer. Cu chef să conduc. Eu cred că mai stau un pic cu tine, iau bineta și cred că mi-e bun așa un pic în timp. Bune-te. Cât mai avem oare? Mai avem puțin, 3 ore, 300 și un pic de kilometri. 3 ore jumate, poate. Da? Da. Da.
E un uceaș, nu? Da, e 12.40. Da, cum am calculat, ajunge la 4.30, nu mai vine. Măi, se pare că e ceva accident în față, pentru că se vede lumini albastre. Deci, din zona mea nu se vede. Da, da, uite, oamenii parcați aici pe lângă, a Belgia e nașpa cu parcare. Belgia, da. Că sunt parcarele foarte mici și puține. Da, 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 Belgia e dezastru. Ai grijă. Ia, uite, e gheață pe jos. Ai grijă. Zapada, gheață. Ia, accident. Vezi acolo marginea drumului? Da. Zapada. Normal e un crat, normal nu e gheață, știi? Da, da, da. Dar deja începe perioada aia faină. Da. Cam da. Cum ești? Da, super bine. Uite, îmi salut aici prietenii, colegii. Am ajuns și la descărcare. Aici e Harva. Da, dar care e Harva? Asta. Aici descarc camera trans, noi cred că în asta, din față, aia e Harva, cred că. Normal, da. Dar și asta e Harva, că uite unde sunt banderolele de Harva. Acum să vedem unde descarcăm noi. Și faza că nu știu pe unde se intră. Normal, pe aici are ușa închisă. Ar trebui să întorcem cumva, să vedem aici unde erau olandezii, camionele alea de Mera Trans, că aici e unde... Mera Trans urca acolo, în Suedia. Păi uite, mă bobogă aici pe străduță și dau cu spatele. Da. Nu? Da. Mă complic mult, poate trebuie să mă duc în fața. Da, eu știu. Iar îți urcă. La apă. Sau du-te, că poate întorci așa. Da. Da. Mă dau și de pe dreapta și nu văd. Da. Camionul ăsta a venit și el încărcat, poate vine la descărcare tot unde venim noi. Și să fie parcat acolo. Aha. Dacă ia, avem și noroc în spatele lui. Mhm. Și uite, vezi cum îl pot face? Te bagi acum, deschide-te bine, te bagi așa, aici în firma asta și ies aici fix unde e camionul colegul parcat. Știi? Pe aici? Da. Te bagi așa și te bagi... Așa, ceva. Oh, yeah. Că nu știu, sunt camionele alea acolo bagați. Poate, poate. Cum zici? Poate, poate. Să mă pomoare în spatele lui? Nu, du-te să-i dăm în cotură. Să vedem dacă... Să vedem ce spun camionele alea acolo? Da. Că nu știu, poate aici e descărcare, știi? Și acolo încărcare. Sau acolo nu am văzut banderola de Harva. Du-te, să mergem până acolo. Și dacă nu întorcem. Ți-ți place să te plimbi cu camionul? Da. Aici e cartelul de Harva. Dar aici nu e cartelul de Harva. Asta e... E Mera Trans. Asta e Mera Trans. Da. Scrie aici Mera. Da, acum am camioane de Mera Trans. A, acum am văzut. Da, păi te pot duce exact pe așa o rotă. Ce nu ne complicăm cu manevrele pe aici? Bine, boss.
deschide? Pe Google Maps se scrie că la 8. La 8? Da, dar cred că... Nu cred, cred că undeva la 6, jumate. Aici, Iubi, încet. Undeva la 6, jumate, 7, cred că trebuie să fie deschis. Tu ce crezi? Păi, nu știu, data trecută când am descărcat aici în Olanda, lui ce oră a deschis? La 7? Da. Poate tot pe acolo. Mhm. Olandezii n-au chef de lucru. Cine mă aude? Dar cred că... În loc de în spate, cred că mai vine în față. Dar nu avem loc în față. Păi în spate avem loc? Păi tapăm o parte acolo. Păi aici, uite unde e ușa și uite unde e colțul. Nu intră camionul, nu cred că intră bine camionul aici. Nu, că îl lasă în colț, fix în colț. Oare? Da, mai vine de în față. De în față n-am unde. Tot așa pe colț. Da, de aici e poarta asta mare. Vezi, poarta asta mare. Acolo în spate, numai acolo cred că e cel mai ok. Aici am parcat, nu prea am avut unde să parcăm. Vai, ce frig e. Am parcat în final în spate la colegul. Am lăsat liberă poarta. Și eu zic că e ok. Hai sus, că nu mai pot de frig.